confruntăm zi de zi cu noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Majoritatea dintre ei sunt nevaccinați, spitalele sunt foarte aglomerate. Vă recomandăm să vă vaccinați. Aceasta este soluția pentru a merge cu toții mai departe. Ați venit cu soția la vaccinare? Da, la 83 de ani. Ce anume v-a determinat? M-a determinat situația în care se află România. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Da, eu am făcut toate cele trei vaccinuri. Și operat de corp la inimă, da. Și am făcut toate trei. Acum două săptămâni am făcut al treilea. M-am simțit foarte bine, niciun fel de problemă. Și soția nu iese din curte, dar am zis, domnule, poate că e un doctor, nu? Și m-am hotărât și am venit și să-și facă vaccin. Zilnic, colegii paramedici intervin la pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2, transportând cazuri complicate în unitățile de primire urgențe și secțiile ATI, care sunt deja supraaglomerate și supra-solicitate. Situația a devenit critică și vă recomandăm să vă vaccinați. Suntem în teren și acționăm pentru protejarea sănătății și siguranței dumneavoastră. Acum este momentul să fim uniți pentru a reveni la normalitate. Suntem prezenți în fiecare zi în mijlocul comunităților pentru menținerea și asigurarea ordinii publice și pentru respectarea regulilor în vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2. Acum este momentul să fim uniți să respectăm recomandările autorităților pentru a reveni la normalitate. Am ales să mă vaccinez pentru că vrem să trăim în siguranță. Vreau familia mea să revină la normalitate. Vreau ca părinții mei, bunicii mei să trăiască în siguranță. Trăim vremuri care, așa cum le vedem, nu ne definesc. În spatele nostru mereu vedem câte un om bolnav care suferă. Haideți cu toți să ne vaccinăm! Dragi călărășeni, pentru a trece prin această perioadă grea a pandemiei, vă rog să vă vaccinați. Eu m-am vaccinat. Familia mea s-a vaccinat. Traversăm împreună această situație grea. Vaccinați-vă! Situația în acest moment este critică. Din păcate, sistemul sanitar este îngenunchiat. Vă rog, ca simplu cetățean, să vă vaccinați. Este singura soluție să ieșim din această situație pe care nu și-a dorit-o nimeni. Vreți să revenim la o viață normală? Vaccinați-vă! Vreți să mergem împreună spre o viață normală? Vaccinați-vă! E singura soluție să revenim la o viață normală.